Bine v-am regăsit, români de pretutindeni. Avantajele chirurgiei laparoscopice este tema noastră din această seară. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe cele două pagini, pagina Un Doctor pentru Dumneavoastră și pagina oficială a TVR Internațională. Și desigur, nu uitați nici de platforma tvrplus.ro, acolo unde puteți vedea emisiunea noastră live, la secțiunea live TVR Internațional. Așa cum vă spuneam, tema noastră din această seară, avantajele chirurgiei laparoscopice. Invitatul nostru din această seară, profesor dr. Adrian Cotărleț, medic primar chirurgie generală, manager Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bine v-am regăsit. Vă mulțumim foarte mult. Mă gândeam să începem cu așa, Moinești din județul Bacău. Este un oraș care are 22.000 de locuitori. Am văzut 19.728 la ultimul recensământ. Știm de Spitalul Moinești, care are o activitate medicală de 150 de ani și sunteți managerul acestui spital din 2001. Am putea să spunem, omul sfințește locul. E un vechi proverb românesc înrădăcinat, dar care face parte acum și din sistemul medical românesc. Și vă întreb, care-i strategia? Care sunt secretele, domnule profesor, care v-au permis să faceți dintr-un spital de provincie un spital cu asemenea adresabilitate? Da, o întrebare dificilă, fiindcă la 1 martie 2001, când am fost numit managerul spitalului, am spus colegilor mei că ne trebuie 10 ani să facem spital adevărat. Unii din ei se uitau așa cu scepticism la mine, ținând cont de multele schimbări care au loc la nivelul conducerii spitalelor din România, iar la 10 ani am spus că am câștigat pariul, dar în echipă. Echipa este în primul rând un factor decisiv în a obține rezultate foarte bune. Ce ați făcut acolo? Ați atras fonduri europene, aveți fonduri și pe mai departe, eu știu, PNRR, programul de sănătate, alte surse. Da, ne plac banii legali din afara sistemului de sănătate, într-un fel spus, în afara contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Am mers de la început pe diversificarea serviciilor medicale, plecând de la premisa că un act medical de bună calitate, către care tind spitalele de pretutindeni, înseamnă pentru noi pregătirea profesională a întregii echipe medicale și dotarea tehnică pe măsură. Și bineînțeles, condiții hoteliere decente. În momentul acesta, orice spațiu în care stă un bolnav internat are un minimum de utilități, inclusiv aer condiționat și televizor. Nu a fost ușor, am plecat în 2001 de la 290 de paturi, acum avem 414 paturi, care sunt distribuite în 40 de secții și compartimente, care au un ambulatoriu de specialitate, cabinetele corespunzătoare. Deci în acea structură de spital se întâlnesc 40 de tipuri de specialități. Și pe mai departe, la ce vă gândiți? PNRR, programul de sănătate? Fără discuție că am aplicat și în programul PNRR, am aplicat în programe cu fonduri europene, în programe ale Ministerului Sănătății și în tot ceea ce înseamnă programe în afara contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Mă gândesc că ultimele realizări notabile, înființarea primei secții clinice de chirurgie de pe raza județului Bacău. Ce-mi spuneți dumneavoastră? Da, în istoria activității spitalice din județul Bacău a fost o adevărată muncă la care am pornit cu 10 de ani înainte și în care am crezut. În spatele acestei titulaturi se găsește
găsește o muncă a echipei chirurgicale din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pot să spun a întregului colectiv medical. Nu a fost ușor, dar faptul că lucrările cu care ne-am prezentat la congrese internaționale, din care număr Congresul American de Chirurgie, Congrese Europene de Chirurgie, Academia de Chirurgie a Franței, au fost făcute în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, care are și un departament de cercetare medicală acreditat de Academia de Științe Medicale a României, unde se desfășoară studii clinice. Eram acreditați de Ministerul Sănătății de a putea pregăti rezidenți și în chirurgie, și în anestezie și terapie intensivă. Și aveți și proiecte, eu știu, evenimente care pun acest spital pe o hartă națională, de ce nu și internațională. Văd zilele Spitalului Moinești, am văzut 2023, ca să luăm ceva mai recent. Foarte frumoasă tema, abordarea multidisciplinară în patologiile medico-chirurgicale, practic o temă care este dezbătută în acest moment la nivel mondial și în foarte multe patologii, dar am văzut invitații, Statele Unite, Uniunea Europeană, Israel, Republica Moldova, pentru că aveți și un parteneriat, da, cu spitalul din Chișinău. Așa este, ținem foarte mult la această manifestare științifică, care anul acesta va fi între 11 și 13 iulie, va fi a 19-a ediție, deci am terminat cu majoratul, suntem acum oameni maturi și ne bucurăm în continuare de o participare deosebită. Vreau să vă spun că aceste zile medicale acoperă un spectru foarte mare de activități. Există o zi dedicată asistentului medical, este o zi dedicată kinetoterapeuților, anul acesta și nutriționiștilor, și în primul rând sunt seziuni pentru medicii rezidenți care la sfârșitul seziunii respective se acordă un premiu pentru cea mai bună lucrare. Anul acesta, ținând cont că suntem deocamdată secție clinică, vom avea și o secțiune pentru studenți. Avem o serie de conferințe acreditate de Colegiul Medicilor în cadrul programului de educație medicală continuă. Și să intrăm în tema din această seară, avantajele chirurgiei laparoscopice, pentru că ne legăm tot de Spitalul Moinești. Citim că începând din anii 90, laparoscopia a devenit standardul de aur pentru multe intervenții. Ea este în continuă dezvoltare, dar și Spitalul din Moinești are o istorie de 27 de ani în chirurgia laparoscopică. Dumneavoastră sunteți unul dintre promotorii acestei, să zicem, chirurgii de catifea pentru boli. Spuneți-mi, da, care au fost începuturile. Am crezut foarte mult în această metodă, că mulți erau sceptici vis-a-vis de viitorul ei. Este o metodă relativ nouă. Prima operație laparoscopică a fost făcută în 1987 de Philippe Murera Lyon. După aceea a fost anchetat de Colegiul Medicilor. Da, și după aceea a pătruns rapid și în Statele Unite și în Europa. Eu am avut ocazia să particip la cursuri organizate de Institutul European de Chirurgie Laparoscopică de la Strasbourg. Și după aceea, în 1995, am făcut prima operație în spitalul nostru. Am fost al șaselea spital din România, unde am pornit cu această metodă de catifea, fiindcă în Franța, după prima operație, a fost considerată revoluție în chirurgie, alături de Marea Revoluție franceză de la 1789. De asemenea, în orașul Bacău a fost făcută prima operație laparoscopică în sistemul privat din România. Iar acum, așa cum spuneam, rezultatele au fost comunicate la cele mai înalte foruri științifice și am ajuns la peste 14.000 de operații laparoscopice în momentul acesta.
Am înțeles. Îmi spunea un chirurg toracic de la Erlangen, probabil și cunoașteți pe profesorul Horia Sârbu, da, că un chirurg trebuie mai întâi să cunoască foarte bine chirurgia clasică pentru a aborda mai departe chirurgia laparoscopică. Perfectă dreptate îi dau domnului doctor, fiindcă, din păcate, în anumite cazuri ești nevoit să treci la chirurgia deschisă, chirurgia clasică. Deci are și limite clasică, chirurgia laparoscopică. Fără discuție și astăzi, când este atât de dezvoltată. Ori un chirurg trebuie să se bazeze și pe cunoștințele și experiența din chirurgia deschisă, fiindcă trebuie terminată cu bine acea operație. Care sunt avantajele, eu știu, în chirurgia laparoscopică față de chirurgia clasică? Este considerată o chirurgie de catifea care permite o spitalizare scurtă a bolnavului și o reinserție socioprofesională foarte rapidă față de chirurgia clasică. Pentru chirurg are marele avantaj că imaginele care sunt pe monitor sunt mărite de 10 ori în acest fel, o leziune intraoperatorie de 1 mm ți apare pe ecran de 1 cm și o depistezi mult mai ușor. Fără discuție, sunt și dezavantaje, mai ales pentru chirurgi în vârstă, obișnuiți cu simțul tactil în timpul operației, de data aceasta simțul tactil lipsește. Dar una peste alta, cel care a spus chirurgie de catifea a avut perfectă dreptate, mai ales din punct de vedere al bolnavului. Și mă gândesc că, ca o extindere, chirurgia laparoscopică, ulterior a apărut și chirurgia robotică. Sau, mă rog, chirurgia laparoscopică asistată robotic. Da, așa este, după ce a pătruns în multe specialități chirurgicale, ginecologie, urologie, ortopedie, în neurochirurgie, chirurgie toracică, cum spuneați, a apărut acest robot, dar să nu uităm, el este manipulat, dacă îmi permiteți termenul, tot de chirurg, da? Și există și aici posibilitatea ca de la chirurgia laparoscopică robotică să treci la chirurgia laparoscopică clasică sau la chirurgia deschisă. În momentul de față, în opinia mea, sunt operații care se pretează pentru precizia care o dă robotul în diferite tipuri de afecțiuni. Nu poți să faci chirurgie robotică în toată patologia abdomenului. Sunt costisitoare, eu știu, întreținerea unui astfel de robot, robotul Da Vinci, care este în mai multe spitale din România. Da, problema nu sunt costurile, care ating aproape 1 milion de euro, este întreținerea anuală, care se duce la 300-400 de mii de euro și trebuie să justifici prin numărul de operații această întreținere. Am înțeles. Voiam să vă întreb de urgențele. Care sunt cele mai frecvente urgențe chirurgicale? La momentul acesta, spectrul afecțiunilor de urgență a suferit modificări. Acum 25 de ani vorbeam de ulcerul perforat, care era pe prim plan. Acum vorbim de alte afecțiuni. Colecistita acută rămâne în continuare o prioritate. A crescut foarte mult afecțiunile colonului printr-o diagnosticare precoce, în care și chirurgia laparoscopică și chirurgia robotică în anumite cazuri are o indicație specială cu sutură mecanică și în care rezultatele sunt foarte bune, fiindcă și prin acest tip de chirurgie poate fi cu viză oncologică. Dacă tot vorbeați de aceste probleme maligne ale colonului și rectului, de care spuneți, cancerul colorectal, da, mă gândesc când ar trebui să facem controlul și în ce condiții, eu știu, dacă avem în familie, se face mai devreme, spuneți dumneavoastră. Da, în momentul de față, patologia colonului este mult mai bine diagnosticată decât, să spunem, acum 20 de ani, dar este loc de mai bine și în
această direcție. Se indică o colonoscopie, în primul rând, dacă persoana respectivă are antecedente familiare. Ghidurile americane spun dacă ai antecedente familiare, la 40 de ani trebuie să faci o colonoscopie cu periodicitate de un an. Dacă ai simptomatologie referitoare la colon, ca tulburări de tranzit intestinal, pierdere de sânge prin canalul anal, rectoracii, atunci colonoscopia este binevenită. Dacă vorbim de prevenție, putem vorbi și de schimbarea stilului de viață, ajută în cancerul colorectal, domnule profesor? Da, ajută stilul de alimentație care s-a schimbat foarte mult. Nu știu ce alimente naturale mai avem în momentul acesta la dispoziție și alimentația rapidă, ca să spun așa, a luat locul celei bine organizate și statuate în bucătărie. Este o evoluție și în această alimentație de cele mai multe ori cu rezultate mai puțin bune. Suntem în post, apoi vin mesele copioase de sărbători, acele vestinuri culinare, dar după perioada de post, iar semnalează specialiștii că pancreatita ar fi boala greșelilor din alimentație. Este mult adevăr, fiindcă trebuie să recunoaștem că doamnele din România știu foarte bine să gătească și pun pe domnii situații de multe ori în care nu se pot abține. Trecerea de la o extremă la alta nu este bună nici în alimentație și nici în alte situații. Stilul ponderal se impune și aici, dar este mai ușor să vorbești acum în post decât peste 3 săptămâni când ești pus în fața meselor festive. Cum au evoluat, mă gândesc, metodele de diagnostic de-a lungul timpului? Odată era doar examenul clinic și astăzi aparatura a ajuns la un nivel mult prea înalt în unele locuri. Da, este bine să fie la un nivel înalt, fiindcă poate să depisteze mult mai repede o leziune la... Dar pentru dumneavoastră, din anume generații, este foarte bine că știți să faceți și examenul clinic. Da, așa este întotdeauna. Examenul clinic trebuie corelat cu examenul paraclinic. În situația noastră vorbim de colonoscopie. Și trebuie avut în vedere și aspectele din interrogatoriu, din anamneza bolnavului, cuplat cu examenul clinic complet și după aceea trecut la examenele paraclinice, care sunt examenele de laborator înainte de a ajunge la colonoscopie, care este de o fidelitate mult mai mare. Sunt și alte investigații, ecografia abdominală, care pot aduce date sugestive pentru această patologie. Și iarăși tot așa au evoluat mijloacele de tratament. Așa este. Într-un fel ne obligă și evoluția bolilor, ne obligă și tehnologia, ne obligă într-un fel și firmele de producere a aparaturii medicale să ținem pasul cu cele mai noi tehnici. Ne întreabă un telespectator, durerea abdominală poate să însemne ceva când mergem la medic? Da, trebuie spus că abdomenul este cutia cu surprize și nu este o afirmație teoretică, este o afirmație pe care pot să o susțin după peste 40 de ani de chirurgie. Este bine ca bolnavul să vină în plus la medic pentru o durere nesemnificativă decât să stea și boala să evolueze. Și mă gândesc că este una dintre cele mai mari provocări pentru un medic. Pacienții în vârstă pot să nu acuze durere? Bolile de multe ori sunt înșelătoare, ca să spun așa, și nu de puține ori, prezentând aspecte intraoperatorii la congrese, am fost întrebat cum puteți sta voi, românii, până a ajunge în acest stadiu de boală.
Câteodată românul este rezistent la multe, semnele bolii nu sunt sugestive, las când-mi trece, am acum o treabă importantă de rezolvat și după aceea mă duc la medic. Nu este bine. Zicea bine doamna doctor Adriana Mihalaș aseară, niciun pacient nu vine la spital dacă e sănătos de plăcere. Și de plăcere da. Și atunci de asta nu se face profilaxie atunci când trebuie, din păcate, din acest motiv. Ne întreabă un telespectator dacă dumneavoastră recomandați colonoscopie cu sau fără anestezie. Da, recomand cu anestezie intravenoasă, dar decizia să fie luată în echipă de medicul gastroenterolog cu medicul anestezist. N-am vorbit de Moinești, de faptul că ați atras foarte mulți tineri, medici și din afară, poate și de aici, din România. Mi-aduc aminte că frumos spuneam într-o emisiune anterioară, într-un oraș de provincie din România există un spital public unde ai senzația că ești în Occident, spitalul din Moinești. E un spital de unde medicii nu-și doresc să plece, dimpotrivă, doctorii tineri se întorc din străinătate care să lucreze acolo. Și aici, care este secretul de i-ați atras la dumneavoastră? Lucrurile sunt foarte simple. Ce își dorește un medic tânăr? Un medic tânăr își dorește, în primul rând, să-și pună în valoare cunoștințele acumulate într-o perioadă destul de lungă. Să nu uităm, facultatea este 6 ani, iar specialitatea cel puțin 5-6 ani în continuare. Deci are cunoștințe pe care vrea să-și le pună în practică. Spitalul trebuie să-i ofere condițiile necesare. În al doilea rând, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, datorită statutului și datorită situației financiare, poate să asigure salariile la maximum. Iar un salariu din spitalul nostru se poate compara cu orice alt spital din România, indiferent de rang. Cu ajutorul bunei relații pe care o avem cu administrația locală, ne-a fost dată în administrare 30 de garsoniere și apartamente și pe care le putem da pentru început celor care doresc acest lucru. Sunt în condiții acceptabile, destul de bune și foarte aproape așezate față de spital. Și nu în ultimul rând, medicul mai vrea și o recunoaștere a muncii lui, fiindcă să nu uităm, sănătatea este bunul cel mai de preț al omului. Și este în legătură directă cu noi un medic care s-a întors la spitalul din Moinești, este dr. Alexandra Ioana Țacu Suhăreanu, medic specialist chirurgie vasculară, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Mulțumesc, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim, e un parcurs lung din ce am citit, doamna doctor. V-ați născut în Huș, apoi liceul în Huș, ați plecat către Iași la facultate, apoi Sfântul Spiridon, Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, pe urmă Marea Britanie, supra-specializare în chirurgie endovasculară la Queen Elizabeth Hospital în Birmingham, un spital militar de traumă, ca mai apoi să vă întoarceți la Moinești, dar să deschideți și un cabinet, dacă nu mă înșel, particular pentru oamenii din Huș. E un parcurs impresionant. Sper că n-am omis nimic și nici n-am adăugat eu ceva. Așa este, nu ați omis nimic. Din fericire pentru mine, acasă este acasă și atunci orice condiții am avut acolo în străinătate, aceleași le-am găsit și la Moinești, iar pentru mine acest lucru a fost decisiv și asta a însemnat întoarcerea mea acasă. De la colegi, dotare, tot ce mi-am dorit și tot ce este în spitalul de la Moinești este excelent în ceea ce privește chirurgia vasculară și pot să-mi fac meseria așa cum îmi doresc, și chiar și într-un spital mic de provincie, să spunem noi. Am înțeles, aud din ce în ce mai mult în ultima vreme, exact așa, diaspora medicală poate să ajute enorm România. Noi ne gândeam că domnul profesor are anumite secrete, o strategie de a adus atâția tineri din străinătate și nu numai la spitalul din Moinești.
Desigur că este un spital în care noi găsim aparatura necesară. Avem de la ecografe de ultimă generație, computer tomograf, ne putem face consultațiile în ambulator, după care putem opera tot ceea ce înseamnă, cel puțin pe patologia de chirurgie vasculară, putem opera tot ce ne dorim. Adică și patologie venoasă, și patologie arterială, și patologia de prevenție a accidentului vascular cerebral, adică patologia carotidiană. Domnul doctor ne-a oferit tot ceea ce ne-am dorit și, de asemenea, ne și dă prilejul să putem consulta pacienți, să putem da tot ce este mai bun din noi. Asta ne ajută foarte mult. Asta voiam să vă întreb. Când consultăm un chirurg vascular și căror pacienți li se adresează chirurgia vasculară? Ați spus dumneavoastră. Și atunci m-ar interesa boala arterială periferică. Să ne spuneți câteva cuvinte și dacă este important, ține și de stilul nostru de viață. Să slăbim, să nu mai fumăm și poate că incidența acestei boli a scăzut și mai mult, a apărut la tineri. Vă rog. Sigur, boala arterială periferică este o patologie care apare la pacienții fumători, la pacienții diabetici sau hipertensivi. Se manifestă prin dureri ce apar la mers, ca o gheară care apare la nivelul gambei, noi numim claudicație intermitentă. Din nefericire, patologia, dacă până acum câțiva ani era întâlnită la pacienții între 60 și 70 de ani, de ceva timp a scăzut la 50, chiar și la 45 de ani, datorită probabil stilului de viață care înseamnă fumat, diabetului care din nefericire este diagnosticat la pacienți din ce în ce mai tineri și bineînțeles, a hipercolesterolemiei care apare datorită stresului sau mâncărurilor nesănătoase pe care le avem acum, din păcate. Și vă mai întreb de boala varicoasă, de varice, pentru că sunt sigură că sunt foarte interesați telespectatorii. Când mergem la medic? Când este absolut necesar și care sunt recomandările dumneavoastră? De obicei, boala varicoasă este simptomatică atunci când apare edemul, umflarea picioarelor, când apare senzația de picioare grele, când apar crampe musculare sau în condiții foarte grave, atunci când apare ulcerul venos sau tromboza venoasă. Pacienții, de obicei, în ultimul timp, cel puțin, văd că au început să vină în stadii mai timpurii de cauză estetică mai mult. Lucru care mă bucură și care ne poate ajuta pe noi chirurgii vasculari să evităm complicațiile acestea cele mai de temut. Și pacienții sunt tratați fie prin chirurgie, fie prin tratament conservator, fie prin metode de tipul scleroterapiei, chiar și la noi în Spitalul Municipal Moinești. Un gând pentru români și pentru România pe final, doamna doctor, pentru românii de pretutindeni? Cred că performanța poate fi atinsă în oriunde, dacă există seriozitate, dacă există implicarea celor din conducere prin dotarea adecvată și prin oferirea șansei de a arăta ceea ce am învățat în toți acești ani. Și cred că acasă rămâne tot acasă pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la un doctor pentru dumneavoastră și desigur vă mai așteptăm aici, poate chiar la un moment dat și în direct în Fără platoul discuții. emisiunii Un doctor pentru dumneavoastră. Ne apropiem ușor de finalul acestei prime teme și vă întreb, cum caracterizați sistemul de sănătate românesc din acest moment, dumneavoastră care ați făcut atâtea la Moinești și pentru că aveți și foarte multe stagii de pregătire în afară, ce ar trebui adus către România?
Deci mai sunt multe de făcut, dar să nu uităm că acest sistem spitalicesc din România a progresat în ultimul timp și a progresat datorită investițiilor, niciodată pe măsura cerințelor bolnavului și a corpului medical. Investițiile sunt sub așteptările fiecarei categorii. Trebuie să facem pe tinerii medici care sunt pregătiți în universități de medicină din România, bine cotate în afară, să rămână aici. Și vă spuneam ce trebuie făcut în această direcție. Și avem și cercetare, din ce îmi spuneți dumneavoastră, un centru de cercetare deschis în 2008 la Moinești. Îmi spuneau de curând de Institutul de Dezvoltare a Genomului, iarăși la București, da. Și sunt institute foarte importante. Fără discuție, progresul în medicină a fost făcut în primul rând prin cercetare și prin abnegația celor care lucrează în acest domeniu. Trebuie să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Vreau pe final să-mi spuneți de miracolele din sala de operație. O să citesc o declarație a profesorului Irinel Popescu, care spune: realizez că uneori a fost mâna lui Dumnezeu care m-a ajutat pe mine și echipa medicală din care a făcut parte să continuăm pe un drum extrem de greu, presărat cu multe dificultăți. Acolo cred că a intervenit mâna lui Dumnezeu, dar acest lucru l-am realizat târziu. Întotdeauna, mai ales în operațiile grele, ai nevoie de Dumnezeu. Sunt întru totul de acord, dacă îmi permite domnul academician Irinel Popescu, care a fost de mai multe ori în vizită în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, părintele chirurgiei hepatice în România și căruia îi datorăm foarte mult în această direcție. Trebuie să fie o uniune și comuniune între echipa medicală și pacient, fiecare să aibă încredere în celălalt și, bineînțeles, toate sub oblăduirea celui de sus. Dar și dumneavoastră ați făcut foarte mult și pentru biserici. Vă rog, ce-mi spuneți dumneavoastră? Nu știu, niciodată nu faci prea mult pentru un lucru bun. Într-adevăr, în final de emisiune, dacă m-ați provocat, vă spun un episod din 2002, când un parteneriat între Ministerul Sănătății și Patriarhia Română, părintele patriarh Teoctist, a spus că 5 absolvenți ai Institutului Teologic din România să fie angajați în spital. Atunci am angajat și noi un tânăr preot în 2002. Vă spun că am fost un pic stresat de acest lucru, că n-avea niciun fel de experiență, cum n-avea niciun preot din România, în a lucra într-un spital unde sunt două elemente foarte importante, corpul medical și pacientul. A știut foarte bine să se adapteze acestui lucru, iar în 2008, plecând de la o cameră de 8 metri pătrați, în 2008 am construit cu ajutorul oamenilor de bună credință o biserică, bineînțeles, cu hramul Sfântului Pantelimon, care arată foarte bine și unde îți găsesc alinarea și bolnavii și cadrele medicale. Ce sfaturi aveți pentru noua generație de chirurgi? Da, în primul rând să creadă în meseria pentru care s-au format atât de mult și să fie foarte aproape de pacient. Ne confruntăm cu o mare lipsă de medici. Eu știu, de exemplu, specialitatea ATI chiar se confruntă cu această lipsă și mă gândesc, ce ne spuneți despre pregătirea medicilor rezidenți la spitalul din Moinești? Mai ales că noi suntem de 2 ani acreditați de Ministerul Sănătății ca și spital de pregătire a rezidenților în chirurgie și în ATI, iar acum secția de chirurgie devenind secție clinică, obligațiile noastre sunt foarte mari. Rezidenții vor veni cu plăcere în Spitalul Moinești din două motive. Unu, că există corpul medical și dotarea necesară, dar în primul rând nu se mai bat
în ghilic cu ghilimelele de rigoare, de a intra în sala de operație. Sunt chiar invitați să intre și să facă parte din echipa chirurgicală. Ce mesaj aveți pentru cei care își doresc să plece dincolo de granițele țării, deși acest fenomen parcă s-a mai redus și se întorc foarte mulți în țara natală? La momentul acesta sunt un pic dur prin ceea ce spun. Nu mai au niciun motiv să plece din România. Au cele două condiții esențiale. În marea parte a spitalelor se asigură condiții decente de lucru, iar salariile s-au îmbunătățit suficient. Am vorbit și de cercetare, dar și de faptul că educația medicală continuă este absolut necesară pentru orice medic. Da, indiferent de vârstă, este necesară o upgradare la ceea ce este nou în specialitatea respectivă și acest lucru nu se poate face decât prin cursuri sau prin participare la conferințe și congrese. Și apropo de lucrul acesta, medicul moineștean mai beneficiază de un avantaj. O să mă ia la rost colegii mei când mă întorc la Moinești, că tot la Moinești mă întorc, da? În sensul că orice medic din spital care participă cu o lucrare acceptată și făcută din cazuistica Spitalului Municipal de Urgență Moinești la o conferință, congres național sau internațional, îi se asigură taxa de participare, drumul și șederea în localitatea respectivă. Și obligatoriu să se întoarcă înapoi. Iată un manager care îi ține în mână pe cei de acolo. Mă gândesc, este important, domnule profesor, să formeze echipe ca să ducă proiectele mai departe. Obligator. Unde plecați mâine? Că ați spus că vă întoarceți tot la Moinești, dar ce scală faci? Mă întorc poimine, să stea liniștiți colegii mei că mă întorc. Mâine să fac parte dintr-o delegație care să răspundem invitației Ambasadei României din Belgia, care a fixat o întâlnire cu reprezentanții medicinii din Belgia și a discutat problemele cu care ne confruntăm fiecare din părți și a găsit modalități de colaborare. Vreau să spun că noi avem antecedente în această colaborare, fiindcă începuturile chirurgiei moineștene, de chirurgie laparoscopice, se datorează și unei organizații din Anvers cu niște medici deosebiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Un Doctor pentru dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și sănătate telespectatorilor dumneavoastră. Așa să fie, Doamne ajută! Sănătatea ține însă și de echilibru, de natură. Este în direct cu noi din Grecia Traian Săplăcan, profesor de educație fizică, administrator firmă peisagistică. Bine ați venit la Un Doctor pentru dumneavoastră, bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Sărut mâna, bine v-am găsit și sunt încântat atât de mult din intervenția domnului doctor Cotârleț, mai ales clinica din Moinești, o cunosc cât de cât, fără să-l cunosc pe domnul doctor direct, dar am o stimă și un respect deosebit pentru personalul de acolo. Și m-am simțit bine, mai ales soția a avut niște intervenții și care nu le-a putut rezolva în alte locuri. Mă bucur foarte mult să aud astea, domnule Traian Săplăcan. Porneam de la citate de ce zicea Hipocrate, vestitul medic al Greciei Antice, supranumit părintele medicinei. Cel mai bun medic este natura, medicul tratează, dar natura vindecă. Practic, sănătatea proprie, sănătatea celor din jur, ea intervine în viața noastră în momentul în care există un echilibru și când participă și natura. Așa este. Natura este principal factor. Noi o rănim multe, multe aspecte, prin construcții care nu au rost în locul respectiv, defrișări, prin activități care degradează natura. Natura are capacitatea de refacere, de echilibrare, dar în același timp tot natura echilibrează și biosfera, relația cu omul, relația cu vietățile. Nu întâmplător ce ați referit la Hipocrate. Hipocrate se trage din zona tracogetă
și mai ales e cunoscut din istorie, în armata romană, cei mai mulți medici proveneau din zona Daciei și a zona Greciei. Și erau foarte renumiți și foarte pricepuți. Vindecau, vedeau la originea bolii, căutau să vindice sufletul, să creeze un echilibru, să înlăture teama, chiar și cu descântece și, mă rog, forme mai primitive și, în fine, să recurgă la operații sau la alte intervenții medicale. Activitatea domnului profesor mi-e atât de dragă. Îmi pare rău că n-am avut timp să studiez. Am studiat mai multe, dar... De aceea am făcut referire și la Herodot și la medicii noștri renumiți în lumea antică și renumiți și acum pe plan mondial, mulți medici. Multe probleme care și soția cetățean belgian, în curând și cetățean român. Multe probleme care nu le-a rezolvat în afara țării, le-a rezolvat în România și a apreciat foarte mult. Dacă în Belgia o consultație se realizează fără atingerea pacientului, la o distanță de 3-4 metri, în poziția în picioare, în condițiile în care soția avea un blocaj de umeri, la ambii umeri, nu putea să ridice mâinile. Aici, în România, am avut noroc. Un noroc, cu toate că am fost în multe locuri. Medicul cu care ne-am întâlnit, nu numai că a pus mâna pe paciente, a încercat diverse forme de deblocare, a făcut o bună recomandare. Și, în fine, după exerciții fizice în mod deosebit și 3 ședințe de fizioterapie, au deblocat mâinile, mișcă normal și... O satisfacție deosebită a felului cum intervine mult mai uman medicul din România, mult mai aproape de pacient. Ei, asta e o satisfacție a unor reușite care le avem. Avem o vârstă și eu și soția. Și, apropo de natură, noi am cumpărat o casă în Grecia. A fost o bună oportunitate. De la un partener cu care ne știm de vreo 15 ani, casă care am luat-o din două motive. Una, să putem, un caz de refugiu, un caz de extindere a conflictelor de la graniță. Și salvez familia și o parte din angajați. Ne fiind pace la noi, folosim casa din plin în sezonul cald pentru concedii gratuite ale familiilor angajaților. Într-un an și jumătate de când avem casa, 15 familii din angajați au venit, unele au și revenit a doua oară și a făcut concediu cu drag aici. Este extraordinar ceea ce spuneți. Mă gândesc că, eu știu, câți dintre manageri, dintre, eu știu, șefi de instituții fac acest lucru, să-și trimită angajații împreună cu familiile lor într-o altă țară, în Grecia, este extraordinar, da. Și să-și facă acolo concediul. Ei, vin la palele Muntelui Olimp. Cu ghilimelele de rigoare, sunt protejați de zeii Olimpului. Noi suntem creștini, dar, mă rog, așa, ne bucurăm de o vegetație cu totul aparte. Suntem într-o parte a Olimpului, care la 2 km și jumătate de mare și la 240 de metri altitudine. Am noroc să am o grădină de 2000 de metri cu tot felul de arbori decorativi și totodată și arbori fructiferi, kiwi, cachi, rodii și alte arbori de lalele, cornus alba, care acum pentru prima dată îl văd în flori, cornus alba, are niște flori albe superbe, gingo biloba, magnolii grandiflora, ilex cât casa înseamnă vreo 6 metri, mai mult de 6 metri, dafin tot la fel ca 6 metri. Și să constat aici că dafinul a devenit o plantă invazivă. De ce? Fructele dafinului sunt consumate de păsărele și
unde mai poposesc ele pe o creangă și mai elimină din ce au mâncat, iese cât un dafin. La fel se întâmplă și cu palmierii Camerox. Apar pe unde nu te aștepți. La noi, România, un dafin la un metru ajunge la o sumă, mă rog, la îndemâna sau nu la îndemâna tuturor. La un palmier Camerox și e și mai scump. Dar aici ne bucurăm de ele și în curând o să bucur cât mai mulți oameni din cei care ne vizitează și cu asemenea plante aduse de aici. Fiind crescute în zonă de munte, rezistă la clima noastră fără probleme. Pot să vă spun, domnule Săplăcan, că ne-am transpus oarecum în peisajul pe care l-ați descris atât de frumos cu casa dumneavoastră din Grecia și vă întreb, este necesar la un anumit moment să ne reîntoarcem către natură, ne încarcă bateriile, practic ne simțim mai sănătoși și mai altfel? Care e situația? Eu de mic, mama, care avea 4 clase, dar ținea locul medicului din comună, care venea o dată pe săptămână și nu venea, mă lua la cules de buruie, la cules de plante medicinale. Știa momentul optim de recoltare. Știu că îngrijea foarte mulți pacienți. Da. Îngrijea foarte mulți, nu a dat greș niciodată. Mai mult, niște boli care pe timpul copilăriei mele erau mai greu de vindecat. Găsea soluții de vindecare. Ei, și de la ea am învățat. Copile dragă, avem atâția pomi și fructiferi și copaci. Oprește-te în drum și ia-o în brațe. Desculți. Fă-o asta cât de des. Mergi cât mai des desculți prin iarbă și asta mergeam. Adevărul că posibilitățile financiare n-au fost cele mai grozave, dar cu toate astea a avut grijă ca să și eu și fratele meu să urmăm școli și mai înalte și mai înalte și mai multe și a dorit să facă oameni din noi și noi, din fericire am respectat și am respectat dorința, ceea ce îmi pare rău că nu mai trăiesc părinții ca să se bucure de satisfacția noastră, faptul că le punem în valoare sfaturile lor și tot care totdeauna a fost foarte binevenită. Ei, aici am șansa unde locuiesc temporar. Jumătate timp în România, jumătate în Grecia. Apa de la robinet, și cât și pentru grădină, vine direct de la izvor. Suntem 4 familii acordate, este Olimpul în partea aceasta, este zona cea mai bogată în izvoare, peste 1000 de izvoare. Foarte multe sunt captate și 4 familii suntem captați la un izvor de munte, și apa este cea mai bună, aerul mai vorbesc curat. Și cum e și sezonul a multor plante care înfloresc și arbori care înfloresc, mirosul este extraordinar. Ce se întâmplă? Venim cu o tuse, venim cu o răceală, venim cu și alte afecțiuni. După 2-3 zile suntem sănătoși. Nu întâmplător, nu este exagerare ce spun. Avem vecini medici, suntem înconjurați de 3 familii de vecini, de medici. Așa. Doamna, ambia practicat medici, soția a practicat medicina în Germania, de acolo ori s-a recomandat, mai ales doamne care aveau un cancer pulmonar. Merge, stabiliți-vă la palele Muntelui Olimp, aproximativ zona unde sunt și eu acum, și o să vă simțiți mult mai bine. Doamna a mai luat tratament pentru cancer încă un an de zile, iar după un an de zile s-a simțit tot mai bine, tot mai bine, n-a mai luat tratament și au trecut 20 de ani, nici n-a recidivat cancerul, se simte excelent. Ei, avem și șansa acestui mediu atât de curat, atât de
atât de sănătos. Dar este și cunoscut faptul că poluarea a dus la foarte multe afecțiuni și cred că Bucureștiul este unul dintre orașele care, din păcate, nu a scăpat de această poluare și, desigur, ca să ne însănătoșim, să ne recăpătăm sănătatea, trebuie să mergem la un moment dat în alte locuri decât în orașul în care trăim. Avem nevoie și, de, într-adevăr, de alte locuri. Dar, ca o mică paranteză, mi-e greu să judec conducerea Bucureștiului, care creează atâtea obstacole. Mai până de curând, 3 luni de zile, am ocolit Podul Grand pentru că nu puteam ajunge la destinație. Deci am kilometri și poluare în plus foarte multă. Mai mult, vorbeam cu soția de câteva clipe și ziceam, uite-te, și în Salonic, unde avionul oprește la 50 de metri de locul unde se controlează pașapoartele. Cu toate astea, ne autobuzul, ne ocolește un kilometru și ceva pe pistă ca să ajungem la cei 50 de metri distanță, nu știu, atâta poluare. Plus, avioanele din moment ce au oprit, s-au oprit din mers. Nu oprește motor decât după 10 minute și nu știu. Mă rog, nu, mi-e greu de explicat, dar e atâta poluare. Plus, poluarea asta vine și de la războiul din vecini. Și asta automat influențează și clima. Dar recomand tuturor dintr-un mediu poluat să iasă cât mai des cu putință, chiar pentru 2 zile, într-o zonă cât mai puțin poluată, într-o zonă de deal, zonă de munte, cât mai departe de străzi, cât mai departe de orașe, să stea cu picioarele pe iarbă, să mănânce pe câmp. Mă aduc aminte ce bună era mâncarea la câmp. Nu mai făceam nazul la mâncare, că nu-mi place asta, nu-mi place asta, la câmp, orice se poate. Două minute până la finalul acestei emisiuni, de aceea au și apărut alergiile, domnule Traian Săplăcan, tot din cauza poluării, tot din cauza acestor probleme și mă gândesc, ne ajută natura să scăpăm și de aceste probleme, de alergiile exacerbate în ultima perioadă? Alergiile se pot, sunt vindecabile, cu metode naturiste. Lucrez cu mii și mii de plante zilnic, plante decorative. La 85% dintre ele am constatat că au proprietăți benefice, proprietăți tămăduitoare, ca să zic așa. Și alte, nu numai plantele, dar petrolul crud scos din pământ ajută, cunoscând o mică rețetă, a elimina total cauzele ale alergiilor. Cunosc oameni vindecați cu 50 de mililitri de petrol. Natura are modalitățile ei de a ajuta omul, de a trata omul. Și păcat că suntem atât de mult preocupați, îndepărtat, atât de credință, sunt îndepărtați și de natură și acceptăm să fim stresați de factorul material și alți factori, și mă rog, factorul material, factorul poluare și mulți alții. Având mai multă grijă de noi și atenție spre credință și spre natură, putem preveni accentuarea unor boli. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră și desigur vă mai așteptăm aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ora 21, investiții în România cu Cristina Leorenz. Investiții masive în infrastructura de sănătate este tema aleasă de colegii noștri de la Investiții în România. Sănătatea este un dar neprețuit, depinde de noi să avem grijă de ea.